Ziua de 24 ianuarie a rămas în istoria românilor ca dată la care s-a înfăptuit unirea principatelor române în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești. Elevii care au trecut astăzi pragul secției de istorie arheologie a muzeului au aflat informații într-un mod atractiv despre evenimentul istoric. Joi, 24 ianuarie, deci vom aniversa 160 de ani de la unirea principatelor române, făurită de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin dubla sa alegere din 5 și 24 ianuarie 1859. Atunci s-a făurit statul național modern român. Astăzi am invitat o clasă, deci clasa a doua C de la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova pentru a desfășura o acțiune prin care să comemorăm acest mare domn, dar și acest eveniment, unirea principatelor. Revoluționarii de la 1848 s-au pus și ei în slujba națiunii române. Acțiunile lor interne s-au soldat cu stabilirea tricolorului ca drapel național, iar acțiunile externe au fost îndreptate către cabinetele și cancelariile europene pentru a le determina să treacă de partea unirii. Am venit astăzi cu elevii din clasa a doua B. Am venit cu mare drag la Muzeul de Istorie, Arheologie, deoarece sărbătorim 160 de ani de la mica unire, de la 24 ianuarie 1859, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost ales ca domn și în Moldova și în Țara Românească. Consider că este foarte important ca educația elevilor să conțină și educația patriotică, pentru că la baza dezvoltării oricărei țări stă sentimentul patriotic, dragostea de țară, respectarea eroilor neamului, cunoașterea tradițiilor și obiceiurilor românești. Unirea principatelor constituie un punct istoric important pe harta timpului pentru România de azi. Copiii vin începând de astăzi și să sperăm că o să vină toată săptămâna. Doresc să afle cât mai multe amănunte, pe lângă vizita în muzeu și explicațiile în sala Unirii, dedicată lui Alexandru Ioan Cuza. Ei văd și lucruri de altfel ținute în depozite. Aducem în atenția publicului trei documente de epocă. Unul este un afiș urare pentru sărbători lui Alexandru Ioan Cuza ca prinț al României, cu toate că denumirea de România apare mai târziu. Celălalt este un imn redactat de Matei Milo, un unionist până în văduva oaselor, care ridică în slăv, bineînțeles, pe același principe. Și un calendar, un fel de almanah al vremurilor din 1860. Pe copertă apare foarte frumos numele Principatele Unite.